Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. Data aceasta, împreună cu Rafael, o să facem 5.000 de trofee. Știu că în episodul anterior nu prea am făcut, am dat rage, am fost foarte aproape la un meci sau două, dar am jucat eu ieri și iar m-am chinuit, m-a dat numai cu level 13 și am ajuns la un meci diferență să facem 5.000. E bine, știți bine că playerii ăștia la 5.000 sunt foarte buni, măcar să fac 5.000, să ajung acolo, după pot să scad liniștit. Așa că haide să deschidem și noi niște chesturi aici înainte să începem. Rafaele, să-mi urez succes, am un singur meci. De meciul ăsta depind nervii mei și toată starea mea. Dacă eu pierd meciul ăsta, am încurcat-o. Așa că haide să vedem aici, Rafaele, mai am de deschis și astea pentru că am mai deblocat niște tire-uri. Am întâlnit oameni care aveau skin pe turn. Cum aveau ei skin pe turn? Pentru că au jucat mult mai mult și au făcut multe tire-uri. Așa că hai să vedem ce le pică de aici. O mare porcărie, sincer să fiu. Chestul ăsta. O mare porcărie. Nu știu, zice că trăznești, dar nu prea mă interesează trăznetele. Legend Hatch. Sula. E, lasă-le așa, nu mai contează și va trebui astăzi să trece la următorul nivel. Vedem că câștigăm niște trăznete, un cufăr. Și aici jos de tot vine skin-ul pe turn la level 30. Eu să dau abia level 10 sau 11. Rafaele, începe meciul ăsta, e de cu bun. Urează succes, că am emoții. Și Marius, voi în comentarii, succes Marius. Vă rog frumos, opriți chiar acum și zice succes. Mi-a dat level 11, măcar nu e corect meciul. Hai să mă concentrez, Rafaele. Hai să trimitem hog-ul ăsta. Dacă dă o bucată, eu sunt fericit. Hai, deja a început bine. Holy. Ia. Bă, mi-a dat damage pe amândouă părțile. Mi-a dat ceva pe dreapta. Bă, te cu doi viermișori. Nu știu care racheta are. 13. Am văzut acum două cărți de 13. Ia uite tuciul de 13. Te-ai să vezi, am jucat cu unul atunci când ai plecat tu. Avea tuci de 14. Cum avea el tuci de 14? Explică-mi și mie. Pentru că îl pune cu oglinda și îl face de 14, că altfel n-ar avea oglinda sens. Da. Toate cărțile lui sunt de 13. Asta nu e. Nu te enerva, Marius, trebuie să fii calm. Wow, 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 mă doare capul. Toate cărțile lui sunt de 13. Nu mai am nimic să mă apăr. El chiar pune asta, e nebun? Mă, cum a pus aia? Una? Două, bă, măcar a dat două. Ok. Să vină double elixir, nu știu dacă n-are tornadă, sperăm că n-are. Hai mă, de ce dai în ăla? Hai mă, bă! Pune brabețe sus. Mamă, ia. Mamă. Deci știam. Mai de dată value ăsta? Să deja e value. Uită că am racheta sau ce? Nu-l atingeți pe ăla! Mama, dacă făcea câțiva pași să tragă turnul. Nu e bine. Ba e bine, e bine. Oh, mai dă o dată value-ul ăla, nu? Mai dă o dată atunci racheta. Mai dă o dată racheta. O dau până să satură și jucăm doar la un turn. Mai am o rachetă, Rafaele. O rachetă și un sap, atâta mai trebuie și-l bat. Cam cu inteligență nativă. Yes! Papa, de ce apoi cărți de 13 dacă n-ai mintea mea? Mintea mea, mă! Vrei să o dau și pe asta? Hai să vedem, băieți, sperăm că n-am schimbat scena, n-am schimbat-o. Hai să vedem un level 12. Așa, bun, Rafael, hai să vedem.
Am pierdut până acum la meciuri. De mi s-a luat. Bă, era să dea 3, dar nu știu dacă a dat 3. Bă, ăsta nu-l bate ăsta. Da, dar nu-i dete aici pe el, vezi că nu-l dete bine. Ba, da, sau dete. Hai, pune ceva în spate, pune ceva în spate, pune ceva în spate. Nu mai aia, nu mai aia, nu. Bă, ce joacă ăștia cu butoaie, cu sărituri pe alte linii. Ia uite-l mă ce încearcă el. Hai că încerci tu de-astea cu mine, cu bătrânul X-Slader. Doamne ferește, mă. Cât e, mă? Cât are asta? Hai să vedem. Perfect, perfect. Hai că poți să treci cu balonul, stai liniștită. Nu, nu, iau-o tu în față. Așa, 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 așa. Uite-te, nici nu-i vezi viața, ole. Nici nu-i vezi viața. Nici nu-i vezi viața. Îmi dă scuipeță pe la gură, nu-i nici vezi viața, ole. Tu ai observat că nu-i vedeai viața, ole? Da. Dă-i-mi, dă-ți-i pe la spate lui. Tot îl bateți. Că sunteți trei. Sunteți frumoși și ei mei voi. Aha. He, ai reși pe balon? Ia treci tu înapoi, mă! Opa! Nu e bună. Nu e bună, X-Leader. Lieci, lieci, lieci? Nu. Ba da, mă. Da, n-are ce să ăsta îl bat. Uite-i pe ăsta, ești bun? Uite-i pe Aurel aici. Îl uitasem pe Aurel Colossus. Paurică, așa îi zici. Nici nu mai băga emoții, deci nimic. Haide să zici acum, Rafaele. Hai, în continuare. La 5000 meciuri. E bine că acum mă dă mai balansat. Nu mai stă așa supărat. Dacă dă Hogu două lovituri, eu sunt fericit, dar nu știu. Hai cu peca mică. Una. Hai că dă două ăsta. Nu știu dacă poate sta să ocupe de el. Poate, 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 cu bine. Tu stai seama că ăla-l bate pe peca? Îl omeresc, îl omeresc, îl omeresc. Trebuie să nu mai pun nicio carte acum. Doar să aștept. Pleacă, bă, cu muștele de aici! Opa, iată ce surpriză frumoasă! Opa! Bă, ăsta îmi dă mai mult damage decât apă, partea dreaptă! O, bă! One shot de ăla, ești nebun la capuț. Stai cu balonul cumva? Că nu mai știu la câți jucai cu balonul, nu mai țin minte. Iar îmi face schema aia. Văd ce schema urât am făcut? Eu de fapt vroiam să-l pun pe ăla pe dreapta, dar nu mai apucai. Și îmi dă pe stânga acum, nu? Da. Ia, da, 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 trebuie să fiu atent cu zapul acolo.
Cred că încerc altă combinație acum. Sunt 100% sigur că încerc altă combinație. Eram sigur, mă. Mai punem unul atunci. La țâmburu și aici. Hai că mai puse unul. Pe toate părțile merge, ești nebun. Băi, da mă, lasă copilul ăsta! Uite-te și tu pe toate părțile, eu pe golemul ăla! Măcar acum nu mai are pe unde să vină. Nici nu pot să plec de aici, din bază. Concentrare maximă. Nu pot să plec din bază, că o să îmi pună la mijloc acum, toate cărțile. Ia, face shuffle să-și bage iar ăla. Hai că ai forță tu. Tu vezi cum îi iau damage-ul, cum îl mănânc pe partea aia? E nebunie. Mamă, cum pleacă ăștia. Nu trebuie să plece ăștia. Câtă inteligență am, mă. Cum îl jucai, l-ai văzut cu disperarea lui? Băieți, hai că revenim cu un nou match. Din nou David, ăștia au cumpărat tot ăla aici de bun. Merge cu Hogul, numai pe ca să nu fie. Bă, poate să fie orice carte, și prins poate să fie. Hai că-i dă ăla damage lui. Hop, 3 lovituri. 3 lovituri gratuite, vrei să zici. Ce pune aici? Vrăjitori. Opa, a dat aici cu cure. De slăbire. E. Ai dat o aici cu cură acolo? Cu cură? Dă-i logo. Logo dacă ar avea aici ar fi OP. Deși nu-l puse pe partea aia, nu înțeleg. Mamă, câtă armată e aici. Deși nu-l puse pe partea stângă pe ăsta. S-o greși. Mamă, n-am nimic cu ce să mă apăr. Sunt nebun. O să-i carte tot în atac eu. Mamă, a dat lovitură și s-a venit înapoi după. Hai că a dat. N-a atins. Dai, așa. Și acum vin racheta asta. Te iau ansulă. What? Bă, trebuie să-l distrug pe ăsta, că îmi face ravage. Opa. Te-ai dat un mare X-Ladere. Cu cure! What? Așa ceva n-am văzut în viața mea. Hai, uite mă cât damage mi-a dat curele alea. Wow. Băi! Mi se pare wow ce se întâmplă. Păi nu credeam că... Băi! Dacă știam... Mamă, de-aia pusă el aia scarmii în spate să-i dau eu zapul? Și da. Poate nu-i omoran și de aer cură? Cumva? Da. Ok. Păi de asta nu se mai întâmplă niciodată. Asta se întâmplă doar o dată, că după aia îi dau rachet, dau ăsta. Hai că-l bați după ăla, stai liniștit că-l bați. Mm.
Hai că sigur le mai dai tu. Sigur le mai dai tu. Not today, brother. Hai, mi-ai făcut schema aia odată. De câte ori crezi că merge schema aia? De multe ori. A renunțat omul. De câte ori crede, bă, că merge schema aia? Îi mers odată, mă. Hai de trei coronașe, că am și eu ăla de făcut levele. Coronașele. El crede, mă, că schema aia îi merge, mă, non-stop, mă. Ai văzut? Așa e. Da. Bă, i-a mers odată, mă. Îți dai seama că eu de la 5 mi-am ajuns la 4800, când dă numai level 12? Tot Slater, da. Ai fost doar chinionist. Nu joci doar de o oră. Și acum îți dă o peca. Iată. Ai fost doar chinionist, zic Slater. Jocul ăsta chiar e bun, dar tu nu știi să-l joci. Pusă pe nesătul ăla, trage cu toate armele lui. Hai bă, încetează cu prostiile alea, cu trasul tău. Le las alea? Om. Le las? Ei nu știu cât are la viață să pot să-i dau astea. Deci nu știu, frate, cât are viață. Are mult, cred că e tank ăla. Bă, ce noroc a avut, că dădeam o grămadă de damage cu ăla. Cred că îl protejăm pe ăsta puțin. Log, zap, zale, zap. Mamă, e prostie că m-am dus direct pe atac. Mega Knight. Am târziu. Da, două, stai liniștit, Rafaele, că dă el două. Iar pune pe Suleiman în spate. Da, ta s-a pusă pe ăla. Unde sare pe loc ăla, mâncața-și gura ta? Ăla soare pe tornadă, nu-ți vine să crește, se întâmplă. Ăla sărea pe loc, ești nebun? Băi, de ce nu-și dă cancel la animație, că nu mai trebuie să sară? E Power Ranger, de ce e așa forțos? Wow, wow, wow. Mamă! Cum n-ai bă neapăr, bă, pe toate astea? Que se viene. Mă atacă pe toate părțile, vezi? E... Se joacă cu mintea mea. A, mă, iar pe partea aia te învăța, serios acum. A, greșit racheta! Mi s-a mutat un de la mai spate. Mamă, mă atacă cu toate. La loc, nici nu l-ai spart bine. Dar tu vezi că mă atacă pe toate părțile posibile. Te presează rău ăsta. Mamă, 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 ăsta trebuie să-l obor. Mamă, mi-a luat chiar partea aia mai mică. O tare, o tonă de alea aici.
O tonă de alea, niciodată, nici în viața mea nu o să intru cu hoa acolo.